Salut, eu sunt Tomasco și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm din nou GTA 5 și astăzi suntem cu o mașină nouă care am dat 40.000 de euro de dolari pe această mașină. O să mergem acum să o tunăm. În sfârșit avem și noi liniște după atâtea nopți nedormite din cauza la acea toaletă. Skibidi, în sfârșit pot trăi cum trebuie. Așa că haideți să vedem ce se întâmplă în Los Santos astăzi. După cum am înțeles, a început Eurovisionul în Los Santos. O să mergem puțin acolo să vedem ce se întâmplă. Este o zi foarte frumoasă. Sunt undeva la 20-30 de grade, nu știu exact, dar oricum este foarte cald, bro. Nu știu, aș merge puțin la mare să mă bag puțin în apă. Să stau acolo fără nicio o grijă. Trebuie să avem mare grijă cu această mașină să nu o zgâri sau să fac ceva cu ea. O să mergem acum către Beniz și o să o tunăm numai decât. O să o facem pro, o să fie, nu știu, să fie bombă, cred. Ăsta, unde a parcat? Ah, ok. Bro, de ce a parcat? Ok. Aici avem o motocicletă. Chiar tare, nu știu. Nu mi-am cumpărat niciodată o motocicletă sau? Nu. Chiar ar fi bine să-mi cumpăr și o motocicletă în GTA 5. Voi ce spuneți? Dacă vă întrebați unde este 5 ani, acum ceva timp l-am dus. Uite mă, trece și domnișoara asta. Hai. Dar vezi că n-ai voie să stai pe telefon, știi, nu? Să iau numărul, două secunde. O să iau numărul acum. Să mă duc. Bună ziua, vreau să vă fac și eu un compliment. Sunteți foarte drăguță, mai ales cu pălăria aia în cap. Alo? Tu te mă de aici, mă, și lasă-mă. Oh, what? Ești normală sau nu ești normală? What the? No, n-am ce să fac cu fetele din Los Santos. Uite, mai este una pe partea aia. Să mă dau jos? Ia. A, dar vorbește la telefon, mă. Bro, dacă vorbește cu iubitul ei, nu mă bag. Nu vreau să-mi fac probleme pe aici, bro, prin Los Santos. Câți oameni sunt pe aici, trebuie să aștept la zebră, din cauza că trebuie să treacă strada. Ei, nu putea să fac altceva, nu știu. Merge frumușel pe aici, nu știu, o să merg să-mi cumpăr și eu niște snacks-uri și ceva de băut, bro, mi-e sete, nu aveți idee ce sete mi-este. Poți să treceți. Îmi faceți o poză, nu vă supărați? Nu te speria! Bro, a vrut să-mi facă și acum s-a speriat, a plecat. Ai vrut să faci o poză la mașină, te-am văzut eu, aha. Open. Magazinul este deschis, bro, longer. Bună ziua! Ce să ne cumpărăm, bro, de aici? Aici numai bere văd. Nu știu, un suculeț, bro, o cola aș bea. Hai să vedem. Ne cumpărăm aici Pikachu. Bun, mersi. Ego Chaser, meteoriți și cam atât, da? Mersi mult, bro, mersi. O zi frumoasă îți doresc, da? Nu te supăra, ai o toaletă în spate? Nu avem nicio toaletă. Ok, poți să mă uit să văd dacă aveți? Da, nicio problemă. Ok. Spune că nu are nicio toaletă pe aici, nu are cum să n-aibă, sau? Ia, aici? Oh my god, unde am ajuns? Bro, am ajuns la... Nu mă bag. Bro, aici se află banii. Oh my god, câți bani avem aici, cred. Bro, avem un cufăr de bani aici, nu cred. Trebuie să plecăm numai decât. Trebuie să plecăm, cred. Da, am văzut că nu aveți. O zi frumoasă. Ciao, ciao. Câți bani avea acolo, poate o să mergem, nu știu, să șefuim acest magazin la un moment dat, nu știu când, poate într-o zi, nu știu, ui ce spuneți. Bun, și în legătură cu 5 ani, dacă vă întrebați unde este, acum două episoade m-am spus că este rău, nu vorbește cu mine, spune că este urmărit, așa că l-am dus la o terapie, vreo, l-am dus la un spital, numai că nu mai răspunde, nu înțeleg de ce nu mai răspunde la telefon, ori e supărat, ori a intrat la operație, ori nu știu unde. O să mergem să-l vizităm la spital astăzi, în acest videoclip, să vedem ce face, bro, îmi fac griji de el, nu știu unde se află. Am ajuns aici la Benis, o să intrăm aici înăuntru, cu această mașină, chiar sunt curios să văd cum o pot tuna. Number plate. Hai să vedem cum facem plăcuța asta. O facem în negru. În negru îmi place mai mult să o fac. Aici avem lights, aici avem luminele de jos. Mă rog, nu prea ne interesează. Le facem în alb sau în ce culoare să le facem? Păi nu știu ce culoare o să fac. O fac deocamdată în alb. Bun, aici culoarea de la geamuri o facem black, nu? Adică toate negru, nu? Da. Țac. Bro, dar nu are geamuri stânga-dreapta mașina asta sau nu văd eu bine? Da, bro. What? Ok, punem turbo. Ok, aici la culoare o facem în... ce culoare? Un galben, bro. Un galben are și super tare, cred. Numai că e puțin murdară mașina asta.
Un galben sau un portocaliu? Ha? Ia. Da, mă, un galben, cred. Sau un roz. Ha? Un roz de genul? Are și bine și cu un roz. Uite, mamă, cum arată un galben. Sau? Da, mă, un galben, uite. Sau ăsta e orange, ăsta e portocaliu, bro. Stai, mă, galben. Ah, bro, lol, ăsta e galben. A? Un galben are și... Da, bro, un galben este mult mai bine. Ia să vedem a doua culoare. A, un negru. O punem în black, bro. Că se schimbă doar culoarea de la roți, în rest nu. Sau? O facem și pe asta așa un galben mai... Da, îl facem tot în galben. În rest, roțile. Roțile le las pe astea că îmi plac cum arată. Nu le mai schimb. În rest... Totul cum trebuie, nu? Nu putem turna cine știe la ea. Mi-aș fi dorit să-i pun și spoiler la această mașină în spate. Plus, nu știu, geamurile să le facă negru ar fi ieșit mult mai bine. Bun, acum o să mergem către Eurovisionul din Los Santos. S-a deschis astăzi. O să mergem acolo să vedem ce se întâmplă și ce artiști o să găsim acolo. Chiar sunt curios. Am înțeles că vine și 6ix9ine. Voi realizați asta? 6ix9ine? Haideți să ne uităm pe mapă să vedem unde mai exact se află Eurovisionul ăla. Dacă nu mă înșel pe aici. Da, mă, la sala de mozzarella sau ceva de genul se numește. Este o sală extrem de mare. Bun, avem 3 km și ajungem acolo. Nu mai avem mult oricum. Nu-i problemă, bro, oricum ajungem. Ajungem foarte repede, cred. Uite aici, cred că se află 5 ani, dacă nu mă înșel, la spitalul ăsta medical, bro. Uite, acolo avem o mașină nouă, este un Mercedes ăla. Se va lansa în Los Santos, nu știu când. Mamă, cât de rapidă e mașina asta. Nu e chiar rapidă, e ok. Ce caută ăla pe stradă, bro? Bro, o luăm puțin pe iarba asta. Nu cred că am luat-o bine. Nu știu unde exact se află, asta e problema. Mai în față, ori nu știu. Trebuie să ne uităm puțin. Cred că am ajuns, bro. Cred că am ajuns. Uite-l, mă, și pe ăsta cu bicicleta. Man. Da, bro, undeva pe aici trebuie să fie prin stânga, dacă nu mă înșel. O să parcăm mașina pe undeva pe aici. Nu știu dacă e deschis. O să ne uităm acum imediat să vedem. Unde să parchez mașina? Hai, mă, că o parchez aici pe iarbă. Care e problema? Uite aici frumușel. Doar nu mai vine nimeni pe aici, cred. Uite, cine mai... A? Țac, ne dăm jos, închidem mașinuța, pac, și haide să vedem pe unde este intrarea. Tipul ăsta ce face pe aici? Ah, ok, se odihnește probabil, n-are cheva aici să intre în sala asta, cât de mare poate să fie sala asta. Bun, haide să vedem cât costă tichetul. Ok, $70 costă, oh my god, câți bani, bro, nici nu știu dacă mai avem mulți bani. Totul bine, pum. Muzică se aude, văd, intrare aici, nu. Ok, îmi place. Informations. Pe tipul asta putem spune despre ceva. Bună ziua. Intrarea unde este, dacă nu vă supărați? Tot în față. A, nu te-am înțeles? Ok, s-a supărat, nu știu. Ok. Deci trebuie să ne căute. Bă, cât de tare arată acolo. Damn. Diga, stăm aici la rând. Damn. Se poate puțin mai repede? Alo? Puțin mai repede, da? Vreau să intru și eu aici. În sfârșit, bro. Puteți să mă căutați, oricum n-am nimic. Sigur, o să vă caut acum. Cu arma nu se intră, da? 2 secunde. Oh my god, bro. Noi avem o armă, voi realizați asta? Că noi avem o armă? Trebuie să o dăm jos numai decât. Unde să o pun acum? Bro, ok, o pun după copac sau... O ascund pe aici pe undeva, nu o bagă mașină, o bagă mașină, în mașină numai decât. Ne-a găsit arma, uitați-vă și voi, na? Ok, nu mai avem nicio armă acum. Asta e bine, mergem acum. Bun, acum pot să mă controlez că nu mai am nicio armă, bro. Bun, puteți să intrați. Succes. Mulțumesc. No way, bro, n-am fost niciodată la un Eurovision de genul. Câți oameni sunt aici? Probabil, nu știu, o să vină mai mulți, nu? Mai, cine-i pe scenă acolo? E 6ix9ine? Bro, vreau să fiu și eu filmat puțin. Nu știu, apar la televizor sau alo? Și puțin aici. Mamă, câți oameni sunt. Hi, Franklin, come on. Come on, hi, Franklin. A luat-o și el puțin la dans.
Mamă, cât de tare e și câte persoane sunt, nu? Dar nu știu cine e pe scenă acolo, dacă nu mă înșel eu... Ha? O cunosc? O fie Adriana Grande? So only 6... Nu, am crezut că e, nu e 6ix9ine. Credeam că e 6ix9ine, dar nu e, nu e. O, cât de tare. Bam! Eu, oricum, multe persoane nu sunt. Îmi place muzica, oricum. Probabil o să mai vină, nu știu, multe persoane. Oricum, nu e târziu. Vreau să mă duc puțin mai în față să văd cine e acolo. O, cât de mușchios e ăsta din fața aia. Oh my... ce mușchi are. Trebuie să avem puțină grijă. Eu... Toc! Pam! Ia, hai să vedem cine se află aici. So, cine e ăsta, mă? Chiar nu-i cunosc. Asta o fi tipaie de pe TikTok sau... Nu le cunosc. Scrieți în comentarii cine e tipa asta. Fi Ina? Nu cred că e Ina sau nu știu. Nu o cunosc. Scrieți în comentarii dacă știți. Îmi place cum e aici. Mai ales luminile astea, cum se văd noaptea. Vă realizați asta cum se văd noaptea? Chiar sunt curios, nu știu, o să stau aici oricum mai mult timp. O să sun puțin pe 5 ani să văd ce face, bro. Oh, mai eu nu răspunde, vreți să-mi fac așin? Nu răspunde, pur și simplu, nu înțeleg de ce nu răspunde. Ah, ăsta controlează totul aici, mă, cât de tare. O să stăm și noi puțin aici. Ne face că suntem DJ-ul. Ok, aici stă DJ-ul probabil, nu cred că avem voie. O să stăm puțin de aici, să ne uităm. Bun, și o să așteptăm acum să se înopteze puțin, să vedem cum se vede. Mamă, stau de ceva timp, mă distrez de aici, chiar tare, îmi place muzica. O să mai vin, bro, nu știu, mai sunt 3-4 sezoane, nu știu câte sezoane mai sunt. O să mai vin și cu 5 ani și așa mai departe. So, nu știu cât este ora, e dimineața concret. E 5, aproape 6. Oh my god, nu știu, n-am dormit deloc. Pur și simplu sunt obosit. Dar astăzi o să mergem să-l vizităm pe 5 ani, bro. Gata, mă, se face ziua. Iese soarele, cât de tare e dimineața. Bun, o să mergem acum către spital și o să vedem dacă este bine 5 ani. Chiar m-am distrat, bro. Ok, suntem aici la spital. Haideți să vedem pe unde oprim, unde parcăm. Asta e problema. De ce e închis aici? De ce e închis? Wa? Hello? Bro! Ce s-a întâmplat aici? Bro, deschid! Alo? Ce s-a întâmplat la spital aici? Alo? De ce nu pot să intru? Domn polițist, nu vă spărați? Alo? De ce nu pot să intru aici? Alo? Nu aveți voie să intrați aici. A avut loc o explozie, așa că vă rog să părăsiți locul. Păi, cum să părăsesc locul dacă eu am avut pe cineva aici? Bro, 5 ani se află aici? Sau nu știu dacă se află la acest spital sau în alt spital? Oh my god. Trebuie să intru numai decât. Oh my god. Bro, cum a ars spitalul ăsta? Nu cred. Oh my... Bro, și dacă 5 ani se află pe aici pe undeva? Oh my god. Au explodat mașini sau ce se întâmplă pe aici? Trebuie să mergem să-l căutăm numai decât pe 5 ani, oh my god. Cum îmi bate inima de... Cinci ani, ești bine? Oh my god. M-a luat transpirațiile. Nu pot să cred. Mi-a murit 5 ani, voi realizați asta? Bro, mai au lacrimile, nu știu, în momentul de față, bro, e trist. E trist dacă mi-a murit 5 ani. Nu știu, răsuscităm puțin și o să vedem doar ce se întâmplă. Bro, sper să nu fi murit. O, nu, trezi. Bro, după 45 de minute nu pot să cred. Nu mai pot să fac nimic. Nu mai pot să fac nimic. L-am resuscitat 45 de minute și nu mai pot să fac nimic. Mi-a murit 5 ani. Cine îmi plătește mie chestia asta? Cine îl plătește pe 5 ani să-l aduc înapoi?
Cine îmi plătește mie tot ce s-a întâmplat cu el? Cine îmi plătește? Nu mai poate nimeni să îl aducă înapoi. Oh my God, nu știu ce să... Nu mai lasă să intru înăuntru, nu? Nu m-ai lăsat, nu? Nici tu, nu? Nici tu nu m-ai lăsat, nu? Nu mă mai interesează de nimic, bro. O să iau mașina asta de poliție. O să fac numai ilegalități, bro, și o să distrug orașul. Pur și simplu nu mă mai interesează de nimic, dacă vă vine să credeți în momentul de față. Problema e... Tu vorbești serios, bro? Bro! Nu. Bun, o să iau acum această mașină de mormântare aici. Am mai sicriul în spate și acum o să mergem către 5 ani și o să mergem în, la cimitir să-l înmormântăm. Asta e. Bă, câte amintiri am cu tipul ăla. Nu cred că s-a terminat aici cu 5 ani. Bro, vă realizați că nu o să mai existe în GTA 5, ci nu o să mai fie prietenul meu cel mai bun. Nu știu, mi-e foarte greu să fac videoclipul ăsta acum pe sfârșit aici. Trebuie să mergem să-l îngropăm în cimitir. O să intru acum prin spate pe aici. O să pun mașina, uite, și o să-l punem acolo în sicriu. Și o să mergem către cimitir și o să-l îngropăm. Bun, l-am pus în spate, acum o să mergem către cimitir și o să-l îngropăm, bro, în spatele meu aici. Oh my God. Nu știu ce să mai spun, nu mai am cuvinte, bro. Deci în acea zi se afla 5 ani în acel spital. O să vedem, o să mergem în zile care urmează la poliție să vedem, ups, să vedem despre ce este vorba, cum s-a întâmplat și așa mai departe. Și cel care a făcut asta oricum o să plătească, bro, o să plătească mai mult cu ce a plătit 5 ani, o să vedeți voi în videoclipurile care urmează, bro. Nu se poate așa ceva, bro. Mi-a omorât prietenul meu cel mai bun, voi realizați asta? Ăsta a fost cel mai bun prieten al meu. Ok, ne apropiem aici. Cred că aici pe dreapta, nu? Da, bro, uite aici. Nu? Da, uite pe aici pe undeva trebuie să fie. O să o iau pe aici. Nu știu pe unde o să-l îngrop. O să mă uit pe undeva dacă găsesc vreo gaură. Vreo gaură liberă pe aici pe undeva. Nu știu dacă găsesc. Ne uităm frumușel. Pe aici prin stânga trebuie să fie una, dacă nu înșel. Uite aici avem o gaură. Ok, o să-l dăm aici jos. Îți doresc toate cele bune pe drumul tău și sper că într-o zi vom avea ocazia să ne revedem și să ne bucurăm din nou de prezența celuilalt. Rip, acum o să-l îngropăm și da, nu o să ne mai vedem. Plec și te-am lăsat singur și m-ai lăsat și pe mine singur. Manu.